tatăl ei a plecat cu calul la treabă, la servici. Și când se întoarcă acasă, a luat-o printr-o pădure. Bine. Da, tatăl cu calul a luat-o printr-o pădure. Mm. Și s-au rătăcit, adică nu mai găseau drumul spre casă. Nu știau pe unde să ia. Și tot încercând să găsească drumul, au ajuns la un castel mare. Cu mii de turnulețe în el, castelul avea un geam mic prin care privea un pitic. Și negustorul a intrat în castel. Acolo a găsit o poieniță în care erau trandafiri și a vrut să rupă un trandafir pentru... Bel, pentru fata lui. Și deodată a apărut o bestie mare și urâtă. Cine e mic? Nu e mare, nu e. E mare și urâtă. Și i-a zis, pentru că ai îndrăznit să rup trandafir din poienița mea, am să te iau prizonier. Adică nu i-a mai dat drumul să plece acasă. L-a ținut acolo. Dar tocmai atunci a apărut Bel, care își căuta tatăl. Și când a văzut ce s-a întâmplat, i-a zis, bestie. Da. Da, Bel, i-a zis, bestie, te rog frumos, lasă-l pe tata să plece acasă pentru că e bolnav. Bel, da, i-a zis, bestia, te rog frumos, lasă-l pe tata să plece acasă pentru că e bolnav și trebuie să meargă la nenea doctorul ca să-l facă bine. Și Robert a fost la nenea doctorul? Da. Și te-a făcut bine? Da. Ai avut buba? Da. Și gata, acum nu mai ai? Da. Și tata a fost? Da. Bravo. Așa, și? Atunci bestia a zis? Ce a zis bestia? Da. Da, de acord. Așa că l-a lăsat pe tatăl ei să plece și... A luat-o pe Bel la castel și ei stăteau împreună în castel și mâncau împreună și se plimbau împreună și vorbeau și până la urmă s-au împrietenit. Era bestia rea? Nu era, era bună. Da. Și Bel este rea? Nu, este bună și s-au împrietenit. Dar într-o zi Bel a rugat-o pe bestie să o lase să plece acasă pentru că tatăl ei era foarte bolnav și vrea să-l vadă. Și bestia a fost de acord. Și atunci Bel a plecat, dar când s-a întors a găsit-o pe bestie la pământ cu ochii închiși. Și da, cu ochii închiși. Și ce-a făcut bestia? Ce-a făcut Bel? A pupat-o pe bestie. Cum a pupat-o? Ei, și bestia s-a transformat. Nenea. Da, bestia s-a transformat într-un nenea prinț. Pentru că prințul fusese vrăjit și fusese transformat într-o bestie de o vrăjitoare rea. Dar Bel, pentru că l-a pupat, l-a transformat iarăși în prinț. Nenea prințul. Și s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Bă. Ce citim acum?